acest lucru. Pentru că în ziua când vei mânca, voi să fiți atent, zice, vei muri negreșit. Ați găsit în Biblie lucrul ăsta. Așa e? Acum vă rog să fiți atenți. Vreau să supun atenției dumneavoastră mai mult ca o întrebare. Nu suntem la școală, dar știți, Biblia, adunarea, are rolul să ne educe și din cuvântul Domnului. Amin? Nu fi fost noi înainte, cum spunea un frate aici, nu fi fost noi, rasa noastră, neamul nostru, educați, că nu mulți am mers la școli. Asta nu spun ca o umilire. Dar fie binecuvântat Dumnezeu că a trebuit să apară El în calea noastră să le educe. Și fac o mică paranteză din oameni care eram așa cum eram și nu dezvolt. Ne-a educat Dumnezeu. Ne-a educat Dumnezeu. Pe unii dintre noi n-a reușit să ne duce nici sportul, nici poate închisori, nici poate eu știu ce profesor, educator, părinții. A trebuit Hristos, fie în numele binecuvântat, să moară pentru noi, să învie pentru noi, stă la dreapta lui Dumnezeu, a lăsat Duhul Sfânt și unul din rolurile Duhului Sfânt e ăsta, să ne învețe. Vrei să te învețe Duhul Sfânt? Amin. Toată viața să lăsăm pe Dumnezeu să ne învețe. Amin? Și spuneam că Dumnezeu zice în momentul când vei mânca din acel pom, vei muri. Îți garantez eu, completez, nu că n-ar fi complet, că în momentul când mănânci, negreșit, așa spune Biblia, vei muri. Acum fiți atenți, întrebare. Mănâncă Adam și n-a murit. Dacă vă uitați atent în Biblie, mai trăiește peste 900 de ani. A spus Dumnezeu, când vei mânca, negreșit vei muri. Ce s-a întâmplat? A mințit Dumnezeu? Apropo, când Dumnezeu făgăduiește ceva, minte? Dacă spune Dumnezeu că dacă tu te lași în brațul Lui, dacă tu lași viața ta în mâna Lui, El se ocupă de tine, El se ocupă de sufletul tău, El se ocupă de nevoile tale. Ascultă-mă, să crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. Aleluia. Ne-au promis părinți, ne-au promis președinții de țară, ne-au promis parlamentari, ne-au promis păstori, multe lucruri. Și din nefericire nu s-au ținut de cuvânt. Unul singur se ține de cuvânt, Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Spune, dacă mănânci, mor! Îți garantez eu, Dumnezeu, că dacă mănânci, negreșit vei muri. Mănâncă Adam și a mai trăit sute de ani. Ce s-a întâmplat? A mâncat în pomul cunoștinței răului și binului. Așa este. Este așa? Ce se întâmplă? Repet întrebarea. A mințit Dumnezeu? Atenție la întrebare. Fizic s-a referit. Fizic trăiește peste 900 de ani. Îți promite ceva, Dumnezeu se ține de cuvânt. Ce se întâmplă? Și acum fiți atenți. Suntem la cina Domnului. Ca să-L țină în viață, ascultați-mă, toate răspunsurile care le dați sunt bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Lângă răspunsurile care poate le aveți pregătite, puneți și acest răspuns din Sfânta Scriptură. Amin? Amin? Amin. Ca Dumnezeu să-L țină în viață. Pentru că dacă iubea Dumnezeu ceva pe pământul ăsta, iubea pe cel care noi, care cât de cât mai citim pe aici, pe Corea, spunem că Adam a fost coroana creațiunii lui Dumnezeu. Toate au fost speciale, dar cel mai special dintre special a fost omul. Amin? Amin. Ca să-L țină în viață, pentru că Dumnezeu zice, vei muri. Și ca să nu-L omoare în secundă, doi. A trebuit Dumnezeu să-L tocmească un plan. Și ascultați. Dacă vă uitați acum în Sfântul Cuvânt, zice că în momentul când i-a dat afară din grădină, pentru că nu mai putea să-i țină acolo, a făcut ceva. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați uitat atenți. Zice că a avut grijă Dumnezeu să le facă ce? Niște? Să credeți lucrul ăsta, că nu i-a dat haină de stop.
A trebuit Dumnezeu să sacrifice un animal. Ca pielea acelui animal să fie îmbrăcat Adam și Eva. În loc să moară un om, a trebuit să moară. Și dați voi să vă spun părerea mea și vă argumentez Biblia. A trebuit Dumnezeu să ia un miel de acolo, să-l sacrifice pentru Adam și Eva. Amin? De unde spune lucrul ăsta? Când ajunge Abel și Cain să aducă și ei la rândul lor jertfă, de ce a adus Abel? Ce a adus? Apropo, ce a adus Abel ca jertfă? De unde știa? De la tata. Pentru că, atenție, părinte, ascultă-mă, tată și mamă, dacă copilul tău te va vede că tu te rogi, va învăța să se roage? Dacă te va vede că tu la adunare vii, va fi obișnuit cu adunare. Dacă va vede că ție-ți place predica și nu mârfești, și el se va obișnui cu predica. Amin? Amin. Aleluia. Pentru că Isaac nu pune întrebare. Ascultați-mă, din îl duce Avram, întrebarea lui Isaac era unde e mielul. De ce? Pentru că Avram îl lua în fiecare zi să facă cu el jertfă. Și Isaac era obișnuit cu ritualul acesta, permiteți-mi să spun, de închinare. Obișnuiește-ți familia cu închinare. Aleluia. Ca să nu li se pară ceva suspect. Mai ales la noi la Pentecostan. Noi obișnuim să ridicăm predicatorul, la rugăciune la fel. Dacă nu va fi obișnuit, se va pare ceva suspect. Pentru Adam și Eva a trebuit Dumnezeu să sacrifice un miel. De ce? Ca să fie salvanți, să nu moară. Mă auzi? Amin. Ești aici? Amin. Pentru Adam și Eva în grădina Eden a trebuit Dumnezeu să sacrifice un animal. A murit animalul în locul lui Adam și Eva. Bun. Mergem mai departe. Ajunge poporul Israel, evreii, în Egipt. La culme de chinuiți de către faraon. Muncă peste muncă. Se hotărăște Dumnezeu să scoată un bărbat din ei. Știe cineva cum îl cheamă pe la care Dumnezeu l-a folosit? Moise. Facă Dumnezeu aici adunarea asta să fie plină de Moise. Care să stă în dispoziție de Dumnezeu. Nu știu ce v-ați propus anul ăsta și eu apreciez. O mică paranteză. Îmi aduc aminte că data trecută când am venit, una din ideile pe care le-am spus a fost asta. Să învățăm să mulțumim. Vă aduceți aminte? Amin. Să învățăm să mulțumim. Și acum biserica e post de... Aleluia! Ascultați! Îl trimite pe Moise acolo, iese de acolo, dar înainte să iasă, vă rog să fiți atenți. Zice Dumnezeu lui Moise, Moise, în seara asta o să trimit înger să omoare pe întâiul născut. Dar fiți atenți cum va rămâne în viață poporul meu. Fiecare familie să-și ia cât un miel, mă aud de biserica. Și în grabă, dar înainte să mănânce trupul mielului, sângele acelui miel să-l pună la ușorii ușii. Și îngerul când va venea sângele, se va duce mai departe. Ce înseamnă asta? Că poporul Israel a fost izbăvit tot printr-un miel. Amin? Ce înseamnă lucrul ăsta? Adam izbăvit printr-o jertfă făcută de Dumnezeu. A trebuit să moară un miel pentru Adam și Eva. Pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Israel, fiecare familie a trebuit să sacrifice cât un miel. Dar Dumnezeu care te iubește, ascultă-mă, intrase puțin în cumpănă. Pentru neamul omenesc ce trebuia să moară? Ascultați-mă. Când îl vede prima dată Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus Hristos, declară acele cuvinte minunate și spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ce face? Ridică păcatul omenirii. Pentru Adam a murit un miel. Pentru poporul Israel a sacrificat un miel. Dar pentru tine, ascultătorule, a trebuit să moară Hristos în miele lui Dumnezeu. Ce faci tu când te împărtășești? Declar că Dumnezeu te-a izbăvit prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
astăzi în numele Domnului! Noi astăzi în numele Domnului! Ascultați-mă! În momentul când va trece pe lângă tine să te gândești la lucrul ăsta, Doamne, eu declar înaintea ta, declar înaintea oamenilor din jurul meu, dar declar pentru că va aude și diavolul. Diavole, eu nu sunt al tău. Declar că pentru mine a murit un miel. Este Iisus. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Ce faci dumneata când te împărtășești? Declar. Ce declar? Că Iisus Hristos te-a salvat prin propria sa șerfă. Mărească-se numele Domnului. Mărească-se numele Domnului. Ce se mai întâmplă? În momentul când poporul Israel a mâncat, s-au întâmplat câteva evenimente. În momentul când fiecare mânca, dacă vă uitați în Exod capitolul 12, acolo, și 13, în mare parte, zice să se încingă, să, așa, zice să-l mănânce în grabă. De ce? Pentru că în secunda lui trebuia să iasă afară din cetate. Mă auzi? În momentul când dumneata mănânci, știi ce mai declari? Că tu nu mai stai. Facem o paranteză ca să înțeleagă toată lumea. Egiptul, lumina Sfintei Scripturi, e asemănată, simbolizat cu țara păcatului. Mă aude biserica? În momentul când te apropii de cină, tu declari că nu mai stai în păcat. Mă auzi, frate? Mă auzi, soră? Evreul când mânca Paștele, ne referim numai la cazul când a avut loc izbăvirea. Exod capitolul 12. El n-a mai stat în Egipt. Și se ducea spre Canaan. Tu când mănânci din cină, tu declari că nu mai stai în păcat în țara numită Egipt, ci te îndrepți în Canaan ceresc. Amin? 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 Amin. Atunci trăiește în așa fel încât să demonstrezi familiei tale, să demonstrezi oamenilor de aici că tu te vei opri decât acolo, în cer. Amin? Ce mai declari la cină? Declar următorul lucru cum au declarat ăștia, ăștia fiind evrei, că schimb stăpân. Când a mâncat și a ieșit din cetate, până să mănânce, cine era stăpânul lor? Să nu spuneți Dumnezeu, era Dumnezeu. Om, pe pământ, cine era stăpân? Drept de viață și de moarte peste ei. Faraon. Când a plecat de acolo, a declarat ce? Că nu mai stă sub stăpânirea lui Faraon. Și ce faci lumea dacă mănânci? Declar că nu mai stai sub stăpânirea diavolului, diavolului, satan. Să o zic cum vrei. Când te împărtășești, declar că nu mai ești sub stăpânirea lui, sub robia lui, ci tu ești stăpân, ești sub stăpânirea lui Hristos. Aleluia! Amin? În felul ăsta să te apropii de cină. Amin? Sinta noastră când ne împărtășim și nu numai, e că am schimbat țara, nu mai stăm în păcat. Am schimbat statutul. Când ei au mâncat, ce erau? Slugi, robi. Dar când au ieșit din țară, se mai putea spune că sunt robi ei? Erau liberi. Dumneata când mănânci, tu nu mai ești rob al păcatului, ci ești liber în Hristos. Mă auzi? Nu știu dacă te-ai gândit așa la cina Domnului. Dacă nu te-ai gândit, nu-i nicio problemă de aici încolo să declar lucrul ăsta. Chiar dacă nu știi să declar cu gura dumitale, te apropii de cina Domnului și spui, Doamne, prin faptul ăsta, eu declar ce? Că am fost izbăvit printr-o șerfă. Eu declar că nu mai am stăpân pe diavol. Eu declar că nu mai stau în păcat. Și mai mult de atât, declar că eu nu sunt robul păcatului. Și eu sunt liber în Hristos. Mărească-se numele Domnului. Mărească-se numele Domnului. Acum ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi multe de spus legate de cină, dar aș vrea să ne ocupăm puțin cu ajutorul Domnului și de cei care poate sunt neîntorși la Dumnezeu.
Sunt câteva întrebări în Biblie și vreau să spun ceva cel care a venit poate pentru prima dată sau ai mai venit. Poate ai fost pocăit cu tine, vorbesc direct. Și înainte de a mă asculta, aș vrea să spun ceva. Că Dumnezeu a făcut efort să te aducă în locul ăsta. Dumnezeu din cer, ascultă-mă tu care ești bărbat sau femeie, tânăr sau bătrână, a făcut tot ce îi stă în putere ca să te aducă în locul ăsta. Nu știu. Probabil îmi spui, am venit că n-am ce să fac acasă. Îți garantez că nu e adevărat. Dumnezeu prin Duhul Sfânt te-a adus aici. Permite-mi pentru faptul că Dumnezeu te-a adus aici. Pe mine m-a adus să bat atâta cale aici. Să-ți vorbesc în numele lui Dumnezeu. Te-a adus Dumnezeu aici pe tine și cel care ești pocăit și cel care ești nepocăit să-ți spună câteva întrebări. Eu să te întreb și te rog de răspunsul pe care îl vei da cu voce tare. Atenție! Ești de acord să-ți spună câteva întrebări Dumnezeu prin mine? Mă asculți? Nu ți se cere niciun ban. Aș vrea de răspunsul tău. Nu te pun să faci absolut nimic. Nu te costă nimic. Nu e nicio înjosire. De răspunsul tău depinde predica. Ești de acord Dumnezeu care ți-a dat viață. Că ești pocăit, că nu ești pocăit, n-are importanță. Dumnezeu ți-a dat viață. Dumnezeu îți ține familia în viață. Măcar că n-ai avea și n-aș avea motive să mai fim în viață. Multe i-am făcut lui Dumnezeu nou. Dar încă Dumnezeu te ține în viață. Să nu cumva să-ți permiți să spui că ești în viață pentru că ești tânăr. Nu! Ești în viață pentru că Dumnezeu te ține în viață. Îi permiți acestui Dumnezeu care te ține în viață. Îi permiți acestui Dumnezeu care îți poartă de grijă chiar dacă nu ești pocăit. Îi permiți acestui Dumnezeu care te face să respiri fără să plătești nimic. Nu știu cum e aici. Nu există nimic pe pământul ăsta pe care noi să nu-l plătim. Lumina, curentul pe care îl avem lunar ne vine taxă să plătim la lumină și e corect să plătim. În anumite situații plătim apă, plătim, eu știu, tot. O singură instituție nu cere nimic. În cadrul acestei instituții e președinte Dumnezeu. Îți dă aer în fiecare zi și nu te pune să plătești nimic. Îți dă în fiecare zi și spate inima fără să te pună să plătești nimic. Permite-mi încă o dată, sperim că te-am convins. Îi permit acestui Dumnezeu să-ți pună o întrebare, două, poate chiar trei. Ești de acord? Prima întrebare pe care o găsim în Biblie, am citit textul. Păcătuiește Adam. Se ascunde printre pom. Și Dumnezeu îl întreabă. Unde ești? Adam, unde ești? Ca să înțelegem ce s-a întâmplat în inima lui Dumnezeu. Dacă mă pot exprima așa. Trebuie să explicăm, să înțeleagă cum avem noi o vorbă mai așa. Să înțeleagă și ăla mare și ăla mic. Și ăla deștept și ăla mai puțin deștept. Face Dumnezeu grădină. Îl face pe Adam. Și pe el. Toate lucrurile, apropo, cum erau lucrurile care erau acolo? Erau frumoase? Desăvârșit. Ce face Dumnezeu e frumos. Mă îndrept spre tine. Bărbatule care poate nu mai vezi cum trebuie pe soția ta. Ce face Dumnezeu, face frumos. M-auzi, bărbatule, spune-mi un amin și mie. Ce face Dumnezeu, face frumos. Ce face diavolul, face urât. Războaiele care le face diavolul. Boala care o produce în urma păcatului diavolul. Ăsta e lucru urât. Dumnezeu te-a făcut pe dumneata și pe mine ce? Frumos! Chiar dacă poate alții nu ne văd frumoși. În ochii lui Dumnezeu suntem frumoși. Tu ești un frumos al lui Dumnezeu. Tu ești o frumoasă al lui Dumnezeu. Spui, frate, mie îmi spui, am 50 de ani, mai spui mie că-s frumoasă? Aș vrea să vă spun ceva. Probabil că dumneavoastră nu știți bărbați. Noi ca bărbați, vorbim ca și cap de familie. Nu strigă. Măcar pentru faptul că îți face mâncare. Măcar pentru
faptul că stă în picioarele tale. Știm noi ce spunem vorbele astea. Măcar pentru lucrul ăsta, măcar o dată pe lună mai spune, ești frumos. Doamne ajută! Doamne ajută! La mine la țigan nu se poate. Mă, cum să spun la nevasta mea, are 50 de ani, mai spun că e frumoasă? Îți căsătorit în peste 20 de ani. Și credeți-mă că n-am venit aici să vă spun povești. Cred că nu-i zi de la Dumnezeu să-mi spun soției mele, ești frumoasă și te iubesc. Obișnuiți-vă, bărbați, să faceți Dumnezeu. Și o să vedeți, o să fie bine. Ce face Dumnezeu, face frumos. A făcut grădina frumos. L-a făcut pe Adam, a făcut pe Eva. Și spune Biblia că în următoarea zile, cu alte cuvinte, în fiecare zi de ea, Dumnezeu la Adam. Ca să înțelegem, repet, de ce întreabă Dumnezeu cu atâta foc, unde ești? Într-o zi când vine Dumnezeu la Adam să stea de vorbă cu el, îmi imaginez că Adam spune lui Dumnezeu cam în felul următor. Tată, tu ai făcut tot frumos aici. Tot ceea ce ai făcut în locul ăsta e frumos și minunat. Dar eu vreau să-ți propun ceva, tată. Vă rog să fiți atenți. Toată grădina e a ta, tu ai sădit-o, tu ai făcut-o. Dar vreau un loc special, intim, al meu și al tău. Noi ne putem bucura de toată grădina, dar vreau un loc al meu, un pătrățel al meu, unde când vin fiecare zi, prin locul ăla să mă găsești și să te găsesc, să stăm de vorbă. Eu, Adam, să te întreb și tu, Tată, să-mi răspunzi. Pentru că sunt întrebări pe care noi încă nu le-am găsit răspuns. Și răspunsul nu poate să-l ia decât Dumnezeu. Aleluia! Mă gândesc că Dumnezeu, Tata, s-a uitat la el cu îndurare și a zis, de fiule, Tată, stai puțin. Promiți că în fiecare zi când vei veni la mine, te voi găsi și mă vei găsi în locul ăsta? Și Dumnezeu se uită parcă și cu mai multă mine. Mai multă mine. Promit, fiule. Și dă să plece a ta. Dar Dumnezeu îi spune, stai puțin, fiule. Nu te grăbi. Dar tu, Adam, atenție, tu, Adam, îmi promiți că în fiecare zi când voi veni, eu, Domnul Dumnezeul tău și Tatăl tău, te voi găsi aici, în locul ăsta. Și Adam, cam cum facem noi de revelion, cam cum facem noi când ni se întâmplă câte o problemă și ne grăbim și promit. Promit-o! Promit! Sigur promiți! Promit! Că nu mă costă nimic. Îmi să spui, de unde scoți lucrul ăsta? Uitați-vă în Genesa, capitolul 3, versetul 8 și veți înțelege ceea ce nu-i scris cu Biblia. Ceea ce nu-i scris în Biblie, Duhul Sfânt, raportat cu logică, completează. Amin? Amin. Vine ziua când Dumnezeu să se întâlnească cu Adam. Se duce la locul acela. Atenție! Așteaptă Dumnezeu acolo. Și vede că Adam nu vine. Vă rog să fiți atenți. A început Dumnezeu să vorbească singur. Repet, a început Dumnezeu să vorbească singur. Ascultați. Atunci a auzit glasul lui Dumnezeu. Nu vorbea cu Adam. Vorbea cu Dumnezeu singur. Cam ce vorbea? Noi ne imaginăm cam ce vorbea. Ascultați. Nu vă grăbiți. Ne-am dat întâlnire cu el aici. Niciodată Adam, de când m-am întâlnit cu el, n-am întârziat. Niciodată de când am făcut această înțelegere cu el, n-am lipsit de la întâlnire. Și a început Dumnezeu, auzi ce spune? A auzit glasul lui Dumnezeu, care umbla din... Și a început Dumnezeu să umble în stânga, a început Dumnezeu să umble în dreapta, așa face Dumnezeu cu tine. Umblă Dumnezeu după tine. Aleargă Dumnezeu, cel care ești neîntors. Cu tine vorbesc acum. Aleargă Dumnezeu după tine în toată țara asta. Și poate și când te-ai dus peste hotare, a umblat Dumnezeu după tine. Aleluia! Aleluia!
Să spune să se oprească. Nu-i problemă. Nu-i problemă, mă opresc. Știu că mine trebuie să vină și fratele. Dar vreau să vă spun ceva. Asta nu înseamnă concurs. Pentru mine nu mai e concurs. De 20 de ani de amvon, nu mai e concurs. Amvon, nu vorbim pocăință. Pentru mine nu mai e concurs. Pentru mine interesul e ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru mine interesul e și vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu ca oamenii să plece cu învățătură sănătoasă. Amin? Asta e numai pentru noi, țigani. Eu cred că a venit vremea când noi să plecăm de la adunare, nu numai cu povestioarele unui așa altuia, lacrimogene, și să plecăm cu învățătură sănătoasă din Sfânta Scriptură. Vedea la unii dintre frații și întâmplă ce se întâmplă, nu avem învățătură sănătoasă. Doamne, binecuvintează neamul nostru de țigani. Amin. Eu sunt țigani, spun om. Să ne spună alții, noi suntem țigani. Amin. Amin. Auziți? A plecat în stânga, a plecat în dreapta, îmi imaginez că se uita după Adam. Nu-i nici în partea asta. Și atunci, inima lui Dumnezeu, care era obișnuit cu Adam să se întâlnească, întreabă, unde ești? Unde ești? Lăsăm casul lui Adam și al lui Dumnezeu deoparte și acum mă adresez direct ție. Fie că ești întors, pocăit, fie că nu ești întors. Ai avut momente în viața ta când ca pocăit, ți-ai făcut un loc al tău intim cu Dumnezeu. Mă ascult? Amin. Mai ești aici? Amin. Pentru unii dintre noi, locul acela intim era la marginea bandului. Nici nu puteai să deschizi bine ochii, puneai genunchii jos, ziceai, nu-mi permit să mai fac altceva, că poate mă dau după treabă. Și acolo te întâlneai cu Dumnezeu, la capul bandului. Și ăla era locul tău pe care îl rezervase, făcuse o înțelegere cu Dumnezeu. De câte ori te vedea Dumnezeu la capul patului îngenunchiat, Dumnezeu nu-i greșit să prezenta. Te bucur pentru lucrul ăsta. Te bucur pentru lucrul ăsta. Mi-aduc aminte un frate când s-a întors la Dumnezeu. Pentru că în casă, știți cum e la mulți copii, nu avea posibilități. Unde să se ducă fratele? În graj, unde ține lumea. Acolo, printre animale, se ducea și se ruga. Și vă garantez, că acolo, în mijlocul acela, în mirosul acela, se prezenta Marele Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, noi mai facem, permiteți-mi, noi mai facem moftul, nu știu cum se spune la voi. Nu merg acolo, nu acolo și așa mai departe. Dumnezeu se prezintă în orice loc, fie în numele binecuvântat, fie în numele binecuvântat. Așteaptă Dumnezeu de ani de zile, se prezintă la locul pe care tu l-ai stabilit cu El. Poate că pentru unii dintre cei care sunt aici, locul de întâlnire era biserică. Și acum vreau să vă spun cu toată inima. De câte ori era adunare, Dumnezeu venea poate numai special pentru tine să se împunească. De dragul tău străbătea cerul Dumnezeu să vină să se împunească cu tine și să-mi dea la locul acela. Nu văd pe Gheorghe, pe Vasile, pe Nicolae, pe Ioana. A trecut o lună de când nu mai mă întâlnesc cu el aici. Și acum strigă Dumnezeu după tine, unde ești? Marie, Gheorghe, Vasile, unde ești? Strigă Dumnezeu, dacă îmi permite să spun, înfocat, plin de dor de tine. Adame, unde ești? Că nu te mai găsesc nici la capul patului, nu te mai găsesc în adunare. Alții aveau loc de întâlnire cu Dumnezeu în Biblie. Deschideai Biblia și ziceai, nu știu eu mult să citesc. Nici nu înțeleg multe, dar simt că m-am întâlnit cu Dumnezeu în Biblie. Și așteaptă Dumnezeu să se întâlnească cu tine în Biblia asta. Și n-ai mai deschis-o, Dumnezeu știe. Ai pus-o acolo și s-a făcut praf. Te așteaptă Dumnezeu să te întâlnești cu El. Strigă după tine, unde ești? N-ai vrea în seara asta din nou să te întâlnești cu Dumnezeu. Amin. M-ai căutat, Doamne. Pe Adam l-a căutat în grădina aia. Cât a fost grădina aia de frumoasă și de mare. S-a dus în stânga, s-a dus în dreapta. S-a dus înainte, s-a dus înapoi. N-a dat de el. Nu mai era acolo. La locul de întâlnire. Și-a strigat. Strigă Dumnezeu acum pentru tine. Unde ești? Nu-i
nicio rușine dacă vei spune sunt în țara numită păcat. M-a legat diavolul cu fel și fel de vicii. M-a legat diavolul cu fel și fel de păcate. Tu decât fă-i un semn lui Dumnezeu și are Dumnezeu grijă să te elibereze. Dar nu fă-i un semn. Probabil că surorile vor înțelege mai bine. Vă duceți aminte când aveați copii micuți. De unde să vă dați dumneavoastră seama că copilul trebuie hrănit? În momentul când tângea. În momentul când scâncea sau făcea ceva, îți dădeai seama, gata, trebuie să-l schimbi și să-i dau să mănânce. Tot așa tu, fă un semn de Dumnezeu. Și Dumnezeu e aici să-ți întâlnesc cu tine. N-ai vrea să te întâlnești cu Dumnezeu? N-ai vrea să-ți spună Dumnezeu în seara asta, te-am căutat cu mare drag. Te-am căutat în toate locurile alea pe unde ai fost tu. Eu, Dumnezeu, ochii mei te-a văzut, măcar că erai în circunstanțe nepotrivite. Eu am vegheat să nu-ți ardea un suflet. Te-am adus în seara asta aici, zice Domnul, ca să stai de vorbă cu mine. Accept să te întâlnești cu El. Accept să-i faci un semn să te împaci cu mine. Accept să spui, Doamne, m-am săturat cât am alergat fără tine. Îți spun, pocăința nu e ușoară. Sau cum vrei dumneata, unii spun că e ușoară, alții că e grea. Eu nu te chem. Ascultă-mă, eu nu te chem aici să spun că toate va fi frumos. E posibil să-ți meargă cumva, poate, într-un fel sau altul. Dar dacă te vei întâlni, te vei lăsa găsit de Dumnezeu în seara asta. Îți va fi mai ușor. Îți va fi mai ușor. Prima întrebare, unde ești? Mai permite Domnului să-mi pun o întrebare? Amin. Îi mai permite Domnului să-mi pun o întrebare? Aleluia! Doamne, îndură-te Tu! Doamne, îndură-te Tu! Se duce Iacov, pus de mamă, cu o mâncare la tata. Tata nu mai vedea bine. E vorba de Esau. Tata îi zice lui Esau, Esau, du-te și fă ceva de mânca. O mâncare cum îmi place mie din primat, ca să te binecuvânte sufletul. Sau pleacă, mama aude, îi spune răstuilalt, du-te tu, îți pregătesc eu o mâncare, dar tu du-te. Și acum vă rog să fiți atenți. Îl întreabă tata, cine ești tu, fiule? Să-mi face semn că nu mai rezistați. Să-mi face semn. Auzi? Totuși eu văd dragostea lui Dumnezeu. Vă întreb, era corect Iacov? Nu e. Și totuși tata. Era el cum era cu ochii, dar mintea avea lucidă, sănătos. Ne oprim aici. Văd aici bărbanți, văd aici surori care au o vârstă. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Te poți îmbolnăvi de ei. Nu e o problemă. Ascultați-mă, vă spune unul operat de ei. Te poți îmbolnăvi de o mână, de un picior, de cap și de mai știu eu ce. Dar dacă Dumnezeu ți-a lăsat încă mintea sănătoasă, să-i mulțumești la Dumnezeu, că prea mulți dăvim cu mintea zborând, în adunat. Cât ai vrea dumneata să fii de politicos cu acea persoană, unuia care îi zboară mintea, nu poți să stai. Poți să stai lângă unul care n-are vedere. Poți să stai lângă unul care n-are mâna cum trebuie. Poți să stai lângă unul care nu merge cum trebuie cu piciorul. Dar lângă unul care nu-i mai mintea bună. Care te bitează numai nebunii. Stai cu un minut, două, zece, dar fugi de el cum nu mai știi. De-aia, dragii mei, cei care sunteți tineri și dacă aveți părinții și le merge încă mintea, mulțumiți-Lui Dumnezeu pentru părinți. Cei care sunteți în locul ăsta, dacă încă mintea vă sănătoasă, poate să fie picioarele. Ce te aștepți? Tu de 50-60 de ani, te aștepți mai în sănătate ca unul de 18? Clar că nu se mai poate. Dar mulțumește Domnului că ți-a lăsat mintea sănătoasă. Asta eu zic că e un har.
Noi nu zice tot așa? Amin. Mă rog Domnului Dumnezeu ca toți bătrânii din biserica asta să-i vindece Domnul. Amin. Dar și dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, să le lase mintea sănătoasă. Știți de ce se întâmplă probleme în biserici? Pentru că le zbună mintea lui Dumnezeu. În loc să se gândească mai puțin și plec la tata, ei se gândesc la alte și alte, nu dezvoltăm, pentru că ne întoarce din lucrurile. Isaac avea mintea lucrăcită, sănătoasă. Chiar dacă era un lucru. Nu mai vedea bine. Dar totuși, vă rog să fiți atenți și întrebare bună. Cine ești tu? Cum spune? Auzi? Nu era bun Iacov, dar îl numește tot fiul. Îți garantez că nici dumneata, nici eu nu suntem buni. Nu suntem buni! Mă ascultați? Amin. Și totuși în bunătatea lui Dumnezeu zice, fiule! Primește lucrul ăsta ca pe o cinste pe care ți-o face Dumnezeu. Aleluia. Nu știu cum îl chem tu pe copil când te supără. Poate că îi zici, poate nu e așa, îi dau doar un exemplu. Nu vagabondul în coace. Vino! Voi știți cum chemați. Dar tata din cer, cu toate nebuniile noastre, fiule, fiule, e că te vede Dumnezeu fiul lui. Indiferent cât de prăpădit ești, cât de mult ai fi murdărit, te vede Dumnezeu fiu și fiică. Te bucură lucrul ăsta. Dacă nici la lucrul ăsta nu se întâmplă sos de bucurie, ce-ar putea Dumnezeu să-ți mai spună? Te numește alții vagabon, curvar, jegos, mincinos, țigan! Și Dumnezeu te numește fiu, fiică! Nu uitați pe Domnul! Ăsta-i Dumnezeu nostru! Numească-ne cum o vrea lumea! Important e că Dumnezeu ne numește și ne primește ca pe fiu și fiu. Te bucură lucrul ăsta. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Nu se rezolvă. Știm, fură binecuvântare. Se duce mai departe. A trebuit să treacă 20 de ani de la momentul acela când îl întreabă tata lui fizic. Și vine Geneza capitolul 32, dacă nu greșesc. Are o întâlnire, cum spune în Osea, acolo spune cu un bărbat, cu un om, Osea spune clar cine era. Apropo, cine credeți că e? Marele Dumnezeu fie numele binecuvântat. Și ascultați, dacă spuneți că era un înger, dacă nu e nicio problemă, nu stăm acum să ne combatem pentru lucrul ăsta. Stă Dumnezeu de vorbă cu el. Și vă rog să fiți atenți, realizează amănântul ăsta de Iacob. Că binecuvântarea depinde de persoana cu care se lupta. Și zice, nu plec de aici, nu-ți dau drum până nu mă... Asta e biserica care iubește cuvântul. Mă bucur pentru tine, Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aleluia! Dar îi spune omul acela, Dumnezeu, vă rog să fiți atenți. Cum îți este nume? Tata lui îl întreabă, cine ești tu, fiule? Dar când îl întreabă, Dumnezeu îl întreabă, cum îți este nu? Apropo, nu știa Dumnezeu cum îl cheamă? Amin. Știa sau nu știa? Amin. Nu știe Dumnezeu cum te cheamă? Amin. Eu am o problemă, de la 40 de ani, nu uit încă versetele din Biblie, dar uit numele la oameni. Și îmi pare rău. Mă întâlnesc cu frați. M-am întâlnit în urmă cu ceva timp la un convenț în Anglia cu doi frați de aici, de la voi, din biserică. Și mi-a spus, săraci, cum îi cheamă? Ai fost acolo. Sora respectivă m-a cunoscut după voce. Rușinos din partea mea. Ea mă cunoaște după voce și eu nu am mai ținut minte numele. Dar ce să-i spun la sora că eu uit numele așa? Nu în sens de dispreț. Asta e problema mea. Dar vreau să vă spun ceva, nu despre mine sunt aici să vă vorbesc despre mine. Dumnezeu nu ți-o numele. Repet, pentru că poate n-ai fost atent. Hei, și pentru dumneata care îți faci timp să vorbești cu cea de lângă tine, lasă-o că ai timp să vorbești. Și pentru voi toți, ascultați-mă ori și urechi aici în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cum te cheamă. Credeți lucrul ăsta. Aleluia. Întrebare, de ce nu mai întreabă Dumnezeu pe Iacov dacă știe cum te cheamă? De ce nu mai întreabă? Dacă știe Dumnezeu cum te cheamă, nu e rău, frate, așa este. Dar te rog, mai pune ceva lângă, dar te rog, apropo de ideea asta.
Vin frații predici și vine cât un frate, nu-i cazul dumneavoastră că ne cunoaște Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vin anumiți frați, i-am spus de bine, să nu cumva, vin anumiți frați predici acolo, transmit și vine, frate, bună a fost predica, dar dacă mai spune și lucrul ăsta, lasă-o așa cum a dat-o Dumnezeu. Amin? Amin. Auziți, e bună interpretarea care spune, Dumnezeu, ca să explicăm următorul lucru, trebuie să înțelegem că la evreu, când punea un nume, însemna ceva. Și acum fiți atenți, ce însemna numele ăsta? Știe cineva? Nu. Auzi? Pentru toți cei care sunt aici, pocăiți și nepocăiți, unuia care fumează, cum îi spunem noi? Fumă? Unuia care curvește, cum îi spunem noi? Curva! Unuia care minte de dimineață până seara, cum îi spunem? Mincinos! Cum îți este numele? Ce-a vrut Dumnezeu să spună? Băi, te-am adus aici, nu te binecuvânt până nu-ți mărturisești viața ta. Până nu-ți mărturisești păcatele. Până nu-ți mărturisești toate șmecheriile tale. Cum îți este numele? Poate până acum te-a chemat, nu te-a chemat. Nu ne referim la numele care l-ai pe certificat. Ceea ce faci, identifică numele tău înaintea lui Dumnezeu. Dacă furi, Dumnezeu te vede și te numește furăcior sau furător. Dacă minți, te numește mincinos și te întreabă, cum îți este numele? Nu că este cazul să spui exact ceea ce faci tu și nu știe nimeni. Cum îți este numele? Nu-i interesat Dumnezeu de numele după certificat sau după buletin sau carte de identitate, pașaport și ce acte mai avea noi. Dumnezeu e interesat de numele care tu ți l-ai definit prin viața ta. Dacă vii la adunare și te-ai întors la Dumnezeu, cum le spui la așa? Pocăiți! Cum îți este numele? Doamne, ajută-ne să fim fii și fiicele tale. Amin, amin. Fii și fiice. A venit Dumnezeu în seara asta să te întrebe unde ești. Te rog, fă-ți o analiză și aș vrea să ne vedem cu toți în picioare. În timp ce Olga va cânta ușor așa, în surdină, nu vreau să opresc predica, erau multe, dar știți cum e. Vă rog să nu spuneți niciodată că cine vorbește mult greșește. Acolo e vorba de vorba noastră, în afara Domnului. Să nu cumva să spuneți de predică. Că cine predică nu spune decât cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Și cine nu spune din Biblie, dați-l afară. Și iartă-mă că am spus lucrul ăsta. Amin. 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 Auziți? Aș vrea să ne plecăm capetele cu toții înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Te-a adus Dumnezeu aici pentru că a dat un lat după tine. Și anul trecut a umblat după tine. Te-ai pus poate în străinătate și acolo a fost după tine. Nu știu dacă ai făcut bani sau ai făcut bani. Asta e mai puțin important acum. A fost Dumnezeu după tine și când te-ai dus la doctor, fie la spital, fie la medicul de familie. Te-a așteptat Dumnezeu aici unde ți-ai dat întâlnire cu El în urmă cu ceva timp. Te-a așteptat în locul ăla unde l-aveai tu în casă. Te-a așteptat Dumnezeu acolo unde tu ai promis că dacă te ajută, ai avut o problemă ta. Că probleme au și cei pocăiți și cei nepocăiți. Și spus, Doamne, nu s-o pocăi cum trebuie. Dar dacă mă ajuți în problema asta, promit, Doamne. Promit că am să fiu așa și așa. Ia dacă-i Dumnezeu aici. Acum nu te mai întreabă Dumnezeu unde ești, pentru că te vede clar, ești aici, îți știe și numele. El te întreabă prin intermediul meu. Nu vrei să te întorci la Dumnezeu? Aleluia! Stai cu capetele plecate înainte lui Dumnezeu. Poate fratele David sau fratele Violet va pregăti o cântare? Încă nu s-a încheiat slujba, nu eu am dreptul să închei slujba. Eu fac doar datoria înaintea lui Dumnezeu, în timp ce se va cânta o cântare. O strofă, două, poate cu ori.